trebuie să plătească ceva. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dana Popescu sunt eu. Dacă este joi, am privilegiul să vă fiu alături și în programul de seară de la Antena 3 Pitești cu Arena Politică de la ora 17, o arenă care devine parcă din ce în ce mai neîncăpătoare, mai gălăgioasă și pusă pe socoteli și calcule politice și, așa cum îmi place mie să spun, în ecuație. Vă rugăm să intrăm și noi, cetățenii, puterea ne aparține anul acesta, nu o manipulați cu vorbe deșarte și nici prin atitudini nedemne de un conducător administrativ. În arena politică vor intra rând pe rând la Antena 3 Pitești reprezentanții ai tuturor formațiunilor politice. Încercăm să aducem în atenție în fiecare ediție și vocea din stradă. Astăzi vom avea și un material realizat printre piteșteni. Ne-a interesat ce părere au piteștenii despre comasarea alegerilor, dacă îi deranjează să iasă de 4 ori într-un an la vot sau nu. Bineînțeles, am stat de vorbă cu cei care au acceptat să ne răspundă. Răspunsurile au fost extrem de interesante și realiste. O să le urmărim împreună alături de invitatul nostru de astăzi, domnul Narcis Mircescu, senator USR și președinte USR Argeș. Domnule senator, bună seara și bine ați venit în Arena Politică. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și salut telespectatorii dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență și bineînțeles că abordăm subiectul zilei, nu-i așa? Pentru că se tot vorbește, de altfel, de mai mult timp încoace despre această comasare, mare socoteală, cum să-i spunem, marea socoteală, nu-i așa, politică, comasarea alegerilor. Și v-aș întreba pentru început, care credeți dumneavoastră că ar fi miza acestor alegeri comasate și cum influențează comasarea alegerilor partidele din opoziție? Miza este clară. Vedem cine a cerut în mod constant comasarea. Nu e niciun secret pentru cine urmărește fenomenul politic. Partidul Național Liberal este cel care în mod constant a cerut comasare, orice fel de comasare, pentru că s-a discutat de comasare locale cu prezidențiale, locale cu parlamentare, parlamentare cu prezidențiale și ultima variantă care este foarte aproape să fie aprobată, comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerile locale. Evident, partidele care au o reprezentare mai puternică la nivelul administrațiilor locale sunt avantajate și pe asta și mizează PSD și PNL. În momentul în care faci alegeri locale, speri ca votul pe care cetățenii îl dau către primărie să fie transferat și pentru cealaltă listă și mă refer, bineînțeles, la lista de europarlamentare. Din toate discuțiile avute, inclusiv în Parlament, și mai directe și mai indirecte, un coleg de la PSD mi-a spus a declanșat operațiunea Salvați-l pe Ciucă. Noi nu ținem neapărat să comasăm, dar domnul Ciucă. Sunt informații de culise? În momentul în care am fi mers la vot, la europarlamentare, pe un vot politic, PNL-ul ar fi avut foarte mult de suferit. În aceste condiții, președintele PNL ar fi avut un răspuns de dat colegilor din partid legat de scorul pe care l-ar fi putut obține la europarlamentare. Drept urmare, PNL-ul a insistat cu comasarea, iar domnul Ciolacu, pentru a nu-și pierde partenerul de coaliție cu care se înțelege atât de bine domnul Ciucă, acceptă această comasare pentru a avea și PNL-ul un scor rezonabil și pentru nu a ieșit pe locul 4, așa cum erau unele estimări. Bun, așadar, iată, avem și o înțelegere politică, nu-i așa, am putea spune, politică, însă trebuie să recunoaștem că se mai economisesc și ceva bani de la bugetul statului, nu-i așa, prin această comasare. Da, dar nu foarte mulți. Ce se spune foarte puțin în mediul public, ultima variantă de comasare este cu secții de votare separate, pentru că există o problemă constituțională. Asta ar presupune, spre exemplu, în Argeș sunt 520 de secții de vot, că vom avea 1040 de secții de vot și cetățenii vor merge, vor intra, de obicei la noi secțiile de vot sunt în școli, vor intra într-o clasă și își vor vota aleșii locali, vor ieși și vor intra în altă secție de vot pentru a vota lista de europarlamentare. Adică să înțelegem că nu va fi în aceeași locație cu mai multe buletine? Ultima variantă este că nu va fi, pentru că există o mare problemă de constituționalitate. Drept urmare, este un calcul politic
al PSD de a-l menține în fruntea PNL pe domnul Ciucă, deoarece dânsul este garanția faptului că PNL-ul va pune în continuare în coșul PSD-ului voturile pe care le obține, iar actualul premier și probabil viitorul premier, al, așa cum speră ei, al PSD, se va putea baza în continuare pe voturile PNL. Spuneți că va fi totuși greu de gestionat, de organizat, nu-i așa, în acest context, pentru a respecta până la urmă constituționalitatea? Sunt probleme de constituționalitate. Noi am anunțat că vom face toate demersurile juridice pentru a împiedica o asemenea comasare. Realist fiind, cred că vom ajunge la această comasare. Curtea Constituțională și-a mai schimbat jurisprudența și, deși există o decizie din 2012 care ar fi în zona ideii de neconstituționalitate a unei asemenea comasări, probabil că vom ajunge la comasare și vom avea o decizie a Curții Constituționale de schimbare a jurisprudenței. Dacă vom ajunge la Curtea Constituțională, pentru că există posibilitatea să se facă prin ordonanță de urgență, ordonanța de urgență poate fi atacată decât de avocatul poporului, iar din perspectiva alianței Dreapta Unită și a USR-ului, avocatul poporului doarme de foarte mult timp. Ultimul exemplu foarte scurt, taxa pe boală. Am avut ordonanță de urgență pusă în transparență, imediat USR a ieșit și a contestat taxa pe boală, așa cum o știu în momentul de față cetățenii. Impozitarea concediilor medicale. Impozitarea cu 10% a concediilor medicale. Din start am spus că este neconstituțională o asemenea impozitare. Am depus proiect de lege pentru anularea acestei nedreptăți. Am depus amendamente la ordonanța de urgență care a ajuns în Parlament și care încă nu am reușit să o discutăm, deoarece este tot amânată de PSD și PNL. O vom discuta luni, se pare, la Senat. Și înainte de a face toate aceste demersuri parlamentare, colegii mei Cristian Zeidler și Oana Țoiu au mers și au depus o sesizare la avocatul poporului. Avocatul poporului, trezește-te! Este o modificare neconstituțională, ești singura instituție care poate să atace la Curtea Constituțională această decizie. Bineînțeles că somnul avocatului nu a fost întrerupt. Să înțelegem că, din păcate, sunt și proiecte sau inițiative care și așteaptă rândul și sunt importante și se tot amână, nu-i așa? Asta înțelegem din exact ce ne spuneți. Și ca să încheiem cu subiectul comasării, vă invit să urmărim împreună un material apropo de acest subiect, pentru că pe noi ne interesează și care este vocea oamenilor din stradă, nu-i așa? De adevăr, cei care au acceptat să se adevorbă cu noi și le mulțumim pe această cale. Am fost pe stradă cu colega mea Carmen și i-am întrebat ce părere au despre comasarea alegerilor. Dacă într-adevăr îi deranjează pe cetățeni să iasă de 4 ori într-un an la alegeri. Vă invit, domnule senator, să urmărim împreună materialul și apoi ne întoarcem, discutăm și ne spuneți ce anume v-a tras atenția din partea cetățenilor. Dacă este gata materialul, îl urmărim chiar acum. Vor fi 4 rânduri de alegeri. Teoretic însă sunt discuții să se comaseze alegerile locale cu cele europarlamentare. Este bine așa? V-ar fi deranjat să ieșiți de 4 ori într-un an? Eu nu mai mă duc deloc la alegeri. Am fost până acum mereu și de acum încolo nu se mai mult deloc. Și este sănătos așa, considerați? Eu m-am săturat de minciunile lor. Pentru că de fiecare dată mint înainte de alegeri, că facem, dregem și nu fac nimic. Comasarea ar fi o soluție? Ar fi mai bine decât să ieșim de 4 ori odată? E ieftin pentru ei, că nu mai cheltuie bani mulți, dar așa nu pot să-mi dau seama. E vorba de 5 rânduri de alegeri, că dacă ești cu președintele, da, în 2 tururi, ar fi vorba de 5. Dar așa, dacă le comasează, poate o fi mai bine, nu știu ce să mai zic. Dumneavoastră, ca cetățean, v-ar deranja să ieșiți de 4 ori la alegeri? Sau este... Mă deranjează. De ce să mă deranjeze? Un drum la 5 minute de casa mea. Pentru ce să mă deranjeze? Deci tot acest aranjament cu comasarea alegerilor este făcut pentru partidele mari, PSD și PNL. Ați ieșit așadar și de 4 ori. A, bineînțeles, nicio problemă. Comasarea e o soluție bună, pentru că sunt oameni în vârstă care contează pentru ei să meargă de 4 ori și nu de 5 ori. Mai ales că în decembrie și vreme de iarnă. Ce atenție acordați europarlamentarilor?
Da, am revenit în direct pentru că avem o mică problemă tehnică și vom reveni cu siguranță. Vrem să vedem materialul așa cum trebuie, domnule senator. Din ce am putut să auzim, vedeți, oamenii spun că nu i-ar deranja neapărat să iasă de 4 ori, însă sunt conștienți că pentru stat ar fi mai bine să se comaseze ca să se evite cheltuirea banului public. Până la urmă, pensionarii au fost cei care, o să vă povestesc, au fost cei care au zis că pe ei nu i-ar deranja să iasă de 4 ori, din contră, ba chiar le face plăcere să se miște, însă probabil cei tineri ar fi mai interesați ca aceste comasări să aibă loc. Ideea de comasare în sine nu este o idee greșită, însă trebuie făcută din timp și fără să afectezi drepturile cetățenilor. Există alegeri comasate, au existat și la noi locale cu prezidențiale, însă în momentul în care se face o asemenea comasare sau se suprapun anumite runde de alegeri, ele trebuie stabilite din timp, anunțate și nu trebuie să afecteze buna funcționare a alegerilor și a instituțiilor care sunt alese. Ori, în momentul de față, noi vom avea o situație foarte ciudată. În 9 iunie vom alege alți primari, unii își vor păstra funcția, alții nu și-o vor păstra, și alți consilieri locali. Dar cei care sunt astăzi în consiliile locale și în primării vor continua să conducă destinele primăriilor până la finalizarea mandatului, că este neconstituțional să reduci mandatul unui ales. Spre exemplu, la Pitești, din ce știu, undeva în luna octombrie au depus jurământul. Asta înseamnă că din 9 iunie până la a doua jumătate a lunii octombrie vom avea un primar ales și un primar în funcție, un consiliu ales și un consiliu care este în funcție. În unele cazuri vor fi aceiași primari, dar vor fi cazuri cu primari diferiți. Ori în acea situație va fi foarte straniu ca cei care sunt în funcție, primarul în funcție, să luăm un exemplu că n-ar fi același primar și consiliu în funcție, iau decizii iar ceilalți stau pe margine și o să spună, băi, dar nu mai aveți autoritatea morală să decideți pe sumele acestea de bani. Cum mai demarați voi un proiect în condițiile în care mai aveți, nu știu, o lună jumătate? Stați în banca voastră, lăsați-ne pe noi să preluăm. Va fi ceva care nu va fi în regulă. Și mai este un aspect foarte scurt. Logica este că eu îmi asum un mandat, vin în fața cetățenilor, propun un program, iar la finalul mandatului vin să mai cer o dată votul dacă cred că pot să duc înainte proiectele pe care le-am început. Noi suntem în situația în care cei care au cerut acum 4 ani mandatul vin cu 4 luni și ceva înainte să ceară un nou mandat. Înseamnă mai mult de 10% din durata mandatului. Este anormal ca la scurgerea 88%, 90%, haide să punem o cifră rotundă, din timpul unui mandat, să vin să cer următorul mandat. Da. E o forțare. Bun, cu siguranță o să vedem cum se vor desfășura și cum se vor organiza până la urmă și partidele politice, pentru că, într-adevăr, dacă se vor comasa, înseamnă foc automat, nu-i așa? Și în ceea ce privește stabilirea candidaților și constituția să fie legal până la urmă. Bun, chiar vreau să vedem materialul și când va fi gata, cu siguranță îl vom vedea. Până atunci însă, domnule senator, pentru că sunteți și președintele USR Argeș, nu-i așa? Da. Bun, v-aș ruga să ne spuneți cum se prezintă USR Argeș înaintea formarea Alianței de Dreapta, pentru că știm foarte bine, este oficial, s-a anunțat o alianță de dreapta cu PMP și Forța Dreptei. Cum se prezenta Argeș la USR Argeș la nivel de județ? Câți primari USR sunt, de exemplu? Dacă au mai rămas la aceeași formațiune politică, pentru că spre final mai sunt negocieri, nu-i așa? Se mai fac schimbări de genul. Modificări. Da. Care a fost situația înainte de Alianța cu Dreapta Unită? Care este situația? Înainte de Alianța Dreapta Unită, majoritatea colegilor care au fost aleși, sunt, cred că, 2 excepții, sunt în continuare în echipa USR Argeș. La primar e foarte simplu, avem un singur primar, doamna Elena Lasconi, care candidează în continuare din partea USR, din partea Alianței Dreapta Unită, la primăria Câmpul Lung, împreună cu echipa din Câmpul Lung. Chiar mâine au ședința de strategie de campanie.
Deci lucrurile sunt clare. Destul de clare. Aveți informații cum că ar fi fost curtată pentru a candida din partea altor formațiuni politice, că se tot zvonea că ar fi a fost curtată. Da. A spus și Elena public acest lucru, însă declarațiile publice ale doamnei Lasconi sunt că rămâne în USR, deoarece aici a găsit o echipă cu care a făcut treabă la primărie, face și dorește să continue. Cu toate acestea, pe mandatul dumneaei au fost schimbați doi viceprimari. În ce context? Știți? Știu contextele, vă dați seama că de fiecare dată au fost diferite. Primul viceprimar a fost din partea partenerului de guvernare cu care am început în 2021, din partea Partidului Național Liberal. Între timp, lucrurile după 8 luni de guvernare PNL, USR, UDMR, am fost împinși în afara guvernării și am ajuns la guvernarea PNL-PSD. După o perioadă de timp, viceprimarul PNL, nu știu din ce motive, asta decât dânsul poate să afirme care a fost motivația din spatele demisiei, împins de partid, împins de propriile, nu știu, idei, a demisionat. A avut ceva să reproșeze, eu știu, în colaborarea cu doamna primarul? Știu că la un moment dat a spus că nu mai dorește să continue și că își dă demisia din poziția de viceprimar. Coaliția PNL-USR-UDMR era ruptă, atât la nivel central, și se păstra în anumite părți, în alte părți nu s-a păstrat. În momentul respectiv, USR a propus un alt viceprimar, a avut susținere în Consiliul Local împreună cu POL și domnul Constantin Țurțule a devenit viceprimar, a lucrat alături de Elena Lasconi și de Ioana Marcu, care este city manager și care face o treabă extraordinară, și lucrurile au mers foarte bine. Din păcate, domnul Țurțule are o problemă de sănătate, care nu i-a mai permis să mai continue ca viceprimar, rămâne în Consiliul Local, o să își continue cariera politică în USR, dar nu îi mai permite sănătatea să mai continue ca viceprimar. Și atunci am venit cu a doua propunere, care a fost votată, iar acum, la Câmpul Lung, avem aceeași echipă, primar, viceprimar, city manager. Da, bun. Și știm foarte bine că doamna Lasconi a fost retrasă de pe lista candidaților la europarlamentare. S-a mai revenit asupra deciziei sau este... Nu, decizia aceasta este... Pe motiv că... A fost, de fapt, o retragere a Elenei în urma discuției pe care a avut-o cu conducerea partidului. Bun. Bun, dacă materialul este în formatul care trebuie, da, am ok-ul că totul este în regulă, o să revenim, domnule senator, să urmărim ce au spus, ce au răspuns piteștenii. Deranjează sau nu să iasă de 4 ori într-un an la alegerile din acest an? Haideți să vedem materialul. Vor fi 4 rânduri de alegeri. Teoretic însă sunt discuții să se comaseze alegerile locale cu cele europarlamentare. Este bine așa? V-ar fi deranjat să ieșiți de 4 ori într-un an? Eu nu mai mă duc deloc la alegeri. Am fost până acum mereu și de acum încolo nu se mai mă duc deloc. Și este sănătos așa, considerați? Eu m-am săturat de minciunile lor. Pentru că de fiecare dată mint înainte de alegeri, că facem, dregem și nu fac nimic. Comasarea ar fi o soluție? Ar fi mai bine decât să ieșim de 4 ori odată? E ieftin pentru ei, că nu mai cheltuie bani mulți, dar așa nu pot să-mi dau seama. Că e vorba de 5 rânduri de alegeri, că dacă ești cu președintele în 2 tururi, ar fi vorba de 5. Dar așa, dacă le comasează, poate o fi mai bine, nu știu ce să mai zic. Dumneavoastră, ca cetățean, v-ar deranja să ieșiți de 4 ori la alegeri sau este... Mă deranjează? De ce să mă deranjeze? Un drum la 5 minute de casa mea. Pentru ce să mă deranjeze? Deci tot acest aranjament cu comasarea alegerilor este făcut pentru partidele mari, PSD și PNL. Ați ieșit așa, dar și de 4 ori. A, bineînțeles, nicio problemă. Comasarea e o soluție bună, pentru că sunt oameni în vârstă care contează pentru ei să meargă de 4 ori și nu de 5 ori. Mai ales că în decembrie și vreme de iarnă. Ce atenție acordați europarlamentarelor? Ați votat până acum la europarlamentare? Totdeauna am votat, da, euro. Dar, cu regret, nu prea ne reprezintă onorabil. Cunoașteți un europarlamentar? Acum, la momentul de față, cunoașteți? Da, sigur că da. Păi, e Tomac de la PSD, nu mai știu cine mai era, Răvana Plumb.
Până la urmă, părerea oamenilor contează, nu-i așa? Iar anul acesta este... Dacă ține cineva cont de ea. Exact. Nu mai se ține cineva cont de ea. Adică cei care trebuie. Aveți această percepție că nu se ține cont de părerea oamenilor? Cu siguranță. N-ar fi prima dată. Da. Tocmai din acest motiv suntem aici să vă întrebăm. Anul acesta este o premieră în România, vor fi 4 rânduri de alegeri, dacă nu 5, și prezidențiale și locale. Și întrebarea ar fi dacă v-ar deranja să ieșiți de 4 ori într-un an sau e bună comasarea? Să mergem o dată pentru 2 rânduri. Nu ne deranjează să ieșim de 4 ori, dar cred că e mai bună comasarea. Da? Da. De ce? Costuri mai puține. Costurile, în primul rând. Da, da, în primul rând costurile. Asta e cel mai pregătirea. Important. Dar nu v-ar deranja? Ar fi obositor să fie 4 rânduri? Ar fi obositor pentru... Pentru noi nu, dar nu, pentru nu. Cheltuielile care se fac în zadar. Deci pentru cheltuieli. Exact. Bun. Exact. Nu, asta, aceeași părere? Aceeași părere, da. Cred că ar fi o soluție destul de bună comasarea, ținând cont de faptul că programul oamenilor este așa cum este și ar fi ok, merge o singură dată, nu merge de 4 ori. Asta însemna ca să votăm pe 9 iunie și la locale și la europarlamentare. Da, este cam greu pentru că nu toți înțeleg și este posibil să nu știe ce votează. Da, să n-aibă timp să se informeze. Da, da, exact, exact. Da. Nu au timp de informație, nu cunosc, merg la vot... Ca să puncteze. Da, separat, cred că ar fi mult mai ok. Dar v-ar deranja să ieșiți de 4 ori? Vi se pare mult să ieșiți de 4 ori într-un an? Mă gândesc că avem timp, dar cei tineri cred că este mai greoi. Da. Până la urmă, oamenii vor, dacă vor să vină la vot, vor veni. Adică, în cele din urmă, au fost și treptat, cum a spus și dumneavoastră, și tot n-au venit oamenii la vot. Adică nu văd vreo diferență din punctul ăsta de vedere, pentru că oamenii întotdeauna, dacă vor să vină și au dorință să vină, vor veni. Dacă nu vor dori... Pur și simplu vor sta acasă, cum au stat și până acum. Adică dacă oamenii din afară la fel și că știu că votează și ei, vor vota. Evoluția Piteștiului, mie mi s-a părut o evoluție foarte bună în ultimii 2-3 ani cel puțin și o să ies, adică o să mă duc. 4 rânduri. Așa, sunt cheltuieli mari. Așa, nu știu de ce opoziția se pune... Dacă urmezișul. Îi spun că s-ar încălca, eu știu, democrația, că trebuie să se desfășoare constituțional. De pe prim-ministru spunând că sunt 9 state de Uniunea Europeană care au procedat la fel. Nu știu de ce suntem noi mai cumoți. Dar v-ar deranja să spunem, nu știu, ca cetățean să ieșiți de 4 ori într-un an? Nu știu dacă m-ar deranja pe mine personal, că n-am nicio treabă, sunt pensionar, sunt aproape de centru de votare, deci numai, Doamne ferește, să fie ceva neprevăzut, să nu pot să mai mă deplasez. Dar în rest m-aș duce, dar v-am zis, nu e bine pentru stat. Dumneavoastră, ce atenție ați dat până acum europarlamentarelor, de exemplu? Eu trebuie să le dăm atenție, pentru că e un for, deci, care e la mod general. Încă nu le-am înțeles noi bine. Suntem departe de a înțelege multe. Dar trebuie să avem oameni și acolo. Odată ce ne-a primit acolo, ce am luptat pentru a intra în Uniunea Europeană, pe atunci hai să ducem și oameni acolo. Ei vor influența masele mult mai rapid dacă se comasează. Așa mai bine și de 4 ori, fiecare și alege, stă în capul lui cum, ce vrea să aleagă. Așa dacă ieși odată și alegi 2 sau 3 alegeri, poți fi influențat mult mai ușor. Da? Cam asta e tot, foarte scurt. Deci ar trebui până la urmă să fie fiecare alegere exact, cu turul... Exact. În rest, nu am nimic, nu mă bag în politică, sunt apolitic, dacă pot să spun așa. Vă mulțumesc. Ca tânăr, ce atenție ai acordat europarlamentarilor până acum? Sau ai acordat ceva atenție la europarlamentare? Zero spre deloc. Deloc. Dacă se vor comasa, o să fie europarlamentare cu locale. O să votez la europarlamentare în acest context? Da. Adică o să votez decât să fie votul meu nul, da, o să mă duc să votez. Sincer, o să fac și puțin research, să nu votez chiar așa, doar să dau un vot. Atât cât pot eu, atât cât mă pricep, chiar nu mă pricep absolut deloc la politică, dar sincer, o să mă duc să fac informez. Da, și le transmit tuturor tinerilor să facă chestia asta, ca și votul vostru să nu fie transmis unde vor ei. Vă duceți voi, stampilați orice, dar nu stampilați 5-6. Unu, gata. Unul și bun, cum s-ar spune. Iată, domnule senator, părerile sunt împărțite, nu-i așa? Pe scurt, ce anume v-a tras atenția în mod deosebit? M-a
Și, nu știu, m-a impresionat puțin detașarea oamenilor în sensul nu mă mai interesează. Da, așa a fost primul domn care a spus că da, nu mai merge de mult la vot. Ceea ce e periculos pentru democrație, pentru că oricât de complicată ar fi democrația și oricâte neajunsuri ar avea, nu există sistem politic în lume care să fi fost dovedit a fi mai bun. Avem varianta democrației, avem varianta dictaturii și, mă rog, mai avem variantele, așa cumva amestecate, în care sunt unele dictaturi cu față de democrație. Părerea mea e că e important ca oamenii să iasă la vot. Comasarea aceasta este făcută strict tactic și, într-adevăr, va fi o influență pe care aleșii locali o vor pune, inclusiv pe alegerile europarlamentare, care sunt cu totul și cu totul diferite. Și sunt foarte importante și sper că în decursul anilor din ce în ce mai mulți români vor înțelege importanța alegerilor europarlamentare. Da. Suntem parte din Uniunea Europeană, România traversează de ani buni o perioadă bună din punct de vedere economic, datorită apartenenței la Uniunea Europeană. Da. Ori, ideea pe care anumite partide, din perspectiva mea extremiste, o lansează că suntem colonie, că ne vin lucruri servite de la Bruxelles, este total falsă. Suntem parte, avem europarlamentari, avem comisari și putem influența decizia de la Bruxelles dacă ne dăm interesul. De ce credeți că s-a creat această concepție? Că suntem umili, că suntem îngenunchiați, că nu suntem reprezentați? Chiar oamenii au spus că și-ar dori europarlamentar care să reprezinte mai cu, nu știu, mai cu pumnul masă interesele României. De ce credeți că s-a rostogolit o astfel de concepție? Nu-și fac ei treaba cum trebuie? Și aici chiar o să vă rog să ne dați câteva exemple de europarlamentari din partea USR și să ne spuneți cum au intervenit ei, eu știu, pe mandatele lor. Sunt 33 de europarlamentari. Da. Însă, într-adevăr, dacă facem un sondaj și vom întreba oamenii să spună 5 europarlamentari, probabil că puțin vor reuși să o facă. Și chiar am văzut o confuzie la unul dintre cetățenii de mai devreme care vorbea de Eugen Tomac din partea PSD. Eugen Tomac este europarlamentar, este președintele Partidului Mișcarea Populară și va candida pe lista Alianței Dreapta Unită. A fost o eroare de intonație, să știți. De intonație? A fost o eroare de intonație, okay. Dar pentru că după aceea a revenit S-a înțeles da. Atunci greșit intonația. Da. Eugen Tomac, că tot vorbeam și nu este din USR, este unul dintre europarlamentarii cei mai vizibili și care a abordat cu foarte mult, să spunem, interes tema Schengen. La fel, un europarlamentar foarte vizibil, Vlad Botoș, de la USR, care a avut intervenții succesive atât pe tema Schengen, cât și pe alte domenii de activitate. Ce trebuie să înțeleagă oamenii, că a fi parte din Uniunea Europeană este foarte important și cred că sunt mulți care își mai amintesc anii 90. Anii 90 au fost un dezastru din punct de vedere economic. Un dezastru. Era o inflație galopantă, poate că mulți și părinții mei și mulți dintre oamenii care au strâns și au economisit în anii 80 s-au trezit cu toate economiile din inflația galopantă care a fost în acea perioadă practic spulberate. Da. Asta se întâmplă când, din punct de vedere economic, un stat nu poate să țină frâiele și direcția. Ori în condițiile în care, din 1990, noi nu mai eram parte ca aer, România nu putea să rămână singură. Iar după 5 ani de degringoladă economică, după ce foștii comuniști care, rândul 2, au preluat puterea, în 1995 a existat o înțelegere națională, pentru că economia României era la marginea prăpastiei și s-a semnat pactul de la Znagov că mergem cu direcție clară către Uniunea Europeană și către NATO. O decizie corectă, o decizie bună care și-a arătat roadele și astăzi în România există un anumit nivel de trai datorită Uniunii Europene și apartenenței la NATO. Și este important ca oamenii să știe și este important ca oamenii să voteze partide pro-europene. Este important ca România să continue parcursul european
și să nu se uite către Moscova și către partide care se declară naționaliste, pun steagul pe umeri, însă fac vizite la ambasada Moscovei. Nu. România a fost creată de oameni care au studiat la Paris, la Berlin și care au creat o Românie modernă pentru acea perioadă. Iar USR și Alianța Dreapta Unită susține modernizarea României. Să continuăm modernizarea României, să continuăm atragerea de fonduri europene pentru a avea o infrastructură bună, școli și spitale ca în vestul Europei. Da, știu foarte bine că există această alianță de dreapta, care de curând, nu-i așa, s-a format. S-au stabilit deja și candidații din partea alianței de dreapta și chiar v-aș ruga să ne spuneți dacă la europarlamentare deja este stabilită lista. Lista este stabilită la europarlamentare. Cine o deschide? Sau nu s-a stabilit deja? Da, avem lista. Pot să vă spun prima parte a listei. Este Dan Barna, Vlad Voiculescu, Eugen Tomac, Vlad Botoș, Cristina Prună, Violeta Alexandru. Sunt oameni care... Deci și Forța Dreptei și PMP au câte un reprezentant, nu s-au doi. În Eugen Tomac este pe locul 3, iar Violeta Alexandru, care vine din partea partidului Forța Dreptei, este pe locul 6. Urmează Radu Mihail, Corina Atanasiu, care este un expert în fonduri europene și a fost secretar de stat. Este o listă echilibrată și cu oameni și validată care... în alianță. Așa validată cum... în alianță. Da. Bun, știm foarte bine că săptămâna trecută a fost și o conferință USR Argeș. Domnul deputat Ionuț Moșteanu și-a anunțat candidatura sau intenția, ca să ne lămurim, că în prima fază a zis că își asumă o candidatură la primăria Pitești. Este bătut în cuie? Sunt partenerii de alianță de acord sau încă mai sunt tratative pe acest subiect? Candidatura este anunțată. În momentul de față, fiecare dintre parteneri poate să-și anunțe propriile candidaturi și într-un termen foarte scurt urmează să anunțăm candidații Alianței Dreapta Unită. Chiar mâine avem o întâlnire cu conducerile celorlalte două partide din alianță, USR-PMP, Forța Dreptei, și vom progresa pentru că această comasare ne pune în situația de a face pași mult mai rapid și cu siguranță vom avea candidaturi anunțate în tot județul, în orașe, în comune, la Consiliul Județean în următoarele săptămâni. Eu cred că nu vor fi diferențe de opinie și candidatul Alianței Dreapta Unită pentru primăria Pitești va fi Ionuț Moșteanu. Bun, așadar rămâne să fie stabilit 100%. Să fie agreat și... Da. Votat în forurile statutare ale celor trei partide. Bun. Știm foarte bine că și în această perioadă, domnule senator, s-au votat bugetele, atât la Consiliul Județean Argeș pentru județul Argeș, cât și la Primăria Pitești. A trecut astăzi, a fost ședința. Am văzut că reprezentanții USR, consilierii locali, atât cei locali cât și cei județeni, s-au abținut sau nu l-au votat. Este o înțelegere politică sau pur și simplu nu au fost mulțumiți de cum au arătat proiectele de buget atât la Argeș cât și la Pitești? Nu este o înțelegere politică, este un vot împotriva acestor bugete. Și este și un vot politic dacă e să luăm în calcul faptul că propunerile, majoritatea propunerilor făcute de USR nu au fost votate. Și nu e răzbunare sau eu? Nu e răzbunare, dar în momentul în care vii cu propuneri bune și nu sunt cuprinse în buget, n-ai de ce să susții acel buget atâta timp cât el refuză să cuprindă și aceste propuneri sau o bună parte dintre ele. Noi la Pitești chiar în fiecare an am avut propuneri de amendamente. Anii trecuți au fost tratate mult mai atent aceste amendamente, au fost votate în majoritatea lor, chiar dacă ulterior n-au fost implementate, din păcate. De data aceasta, nici măcar nu au mai trecut amendamentele, drept urmare, nu putem să susținem un buget care pur și simplu e făcut din start și nu ia în calcul și propunerile pe care noi le avem. Da, asta nu înseamnă că nu este un buget bun. Nu înseamnă că și celelalte, eu știu, proiecte de investiții n-ar fi de bun augur pentru comunitate. Știți cum este și cu bugetul? Există votul și există bugetul, care este un document, poate cel mai important document pentru fiecare autoritate publică. Contează și implementarea. Pentru că dacă ne uităm la Pitești pe bugetele anterioare și la ce s-a realizat, există o distanță destul de mare între bugetare
și realizare. Ori și acesta este un vot de sancționare din partea noastră, pentru că administrația locală din Pitești are anumite zone pe care nu le-a abordat. Vorbeam unul, am dat exemplu de amendamente. Unul dintre amendamentele noastre se referea la promenada pe malul Argeșului, care a fost prins în toate proiectele candidaților la primărie, inclusiv în proiectul de candidatură al actualului primar, și nu s-a întâmplat nimic. Mă rog, acum urmează ceva piste de bicicletă în zonă. O problemă pe care noi o reclamăm în mod frecvent primăriei și nu se întâmplă nimic, este cea legată de proiecte de trafic și de locuri de parcare. Discutăm de podurile peste Argeș de atâta timp. Nu se întâmplă nimic. Discutăm de zona de nord, de străpungeri. Nu se întâmplă nimic. Discutăm de parcări subterane, supraterane. Nu se întâmplă nimic. Ori... Apropo de podurile pe Serul Argeș, domnul primar spune astăzi în ședința pentru votarea bugetului și nu numai, că ambele maluri aparțin direcției apelor. Cum putem să rezolvăm această problemă? Există instituții ale statului. Că discutăm de Apele Române, că discutăm de Ministerul Mediului, că discutăm de Primăria Pitești, că discutăm... Noi suntem acum într-o situație în care avem la guvernare PSD-PNL. Avem un premier PSD. Avem un primar PSD. Avem o majoritate PSD obținută și cu ajutorul unor consilieri care au fost aleși pe listele PNL Pitești. Din 7 consilieri aleși pe listele PNL Pitești, 3 votează alături de majoritatea domnului primar Gentea. Dacă ai toată puterea și nu poți să faci, atunci... E un semn de întrebare, nu? E un semn de întrebare, pentru că eu vă dau exemplu la Câmpul Lung. Un primar din opoziție care face lucruri. Mult mai multe proiecte, mult mai mulți bani atrași decât reușește să facă administrația PSD din Pitești. Orice mai trebuie să se schimbe în România ca să poată administrația din Pitești să realizeze ceva. Există guvernarea la PSD, există Consiliul Județean la PSD, există primăria la PSD, au trecut consilierii PNL de partea domnului Genteare și majoritate în Consiliu. Ce mai trebuie să aibă PSD-ul? Majoritate, nu știu, că tot vorbeam de alegerile europarlamentare. În Parlamentul European, socialiștii stau destul de bine. E al doilea grup ca mărime după grupul popular. Dacă acum nu faci, când ai toată puterea, când o să faci? Da. Pentru că timpul trece foarte repede, domnule senator, v-aș ruga să ne spuneți, nu știu, câteva inițiative pe care USR le-a susținut și le susține și dacă a trecut vreuna dintre ele. Au trecut mai multe inițiative în acești ani de zile. În ultima perioadă lucrurile s-au schimbat și din ce în ce mai puține inițiative USR reușesc să treacă de Parlamentul României. De curând mi-a trecut mie o inițiativă în Senat și a avut și raport de admitere de la Comisia de Agricultură. O inițiativă simplă care anulează amendamentele făcute cu dedicație pentru domnul Stănescu de către ministrul Barbu. A fost o investigație de presă, mai multe instituții media au preluat. A existat o schimbare legislativă care practic a transformat Delta în pajiște și două companii apropiate de băiatul domnului Stănescu au depus cereri de subvenții de peste 5 milioane de euro. Contractul fiind pe 25 de ani se ajungea la o sumă de peste 100 de milioane de euro. Am depus inițiativă legislativă care să readucă situația la forma inițială, pentru că stuful nu este furaj. Pentru că bălțile nu sunt pajiști, adică chestii simple. Există și o investigație. Ministrul Barbu, care a făcut aceste modificări, a zis că trimite corpul de control acum 3 săptămâni, nu mai avem nicio veste și există și o investigație din partea Comisiei Europene pentru că există suspiciuni legate de modalitatea în care s-au făcut toate aceste modificări. Legea a ajuns în Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu în birou permanent a cerut procedură de urgență, PSD și PNL s-au opus și senzația e că acea lege va fi îngropată, la fel ca multe alte legi. Iar săptămâna trecută, că tot am povestit mai devreme de taxa pe boală, noi am depus amendamentele și inițiativă din săptămâna în care a ieșit proiectul ordonanței de urgență.
În fiecare săptămână PSD și PNL au amânat discuția. Acum înțeleg că PNL-ul a copiat amendamentele noastre și le va depune el. Putea să le copieze mai repede, că e cam bancul cu rabinul. Le-am și spus când vine cineva la rabin că nu mai are loc în casă. Bagă boile, bagă caprele, bagă, după aia dă-le pe toate afară, au loc cât loc. Domnul Boloș, prin pixul lui, a instaurat taxa pe boală. Ea, din păcate, își face efectele. În luna ianuarie sunt peste 5.000 de mame care sunt în concediu de maternitate și au încasat mai puțin bani. Sunt bolnavi de cancer, zona de oncologie, care primesc mai puțin bani din concedii medicale, pentru că domnul Boloș s-a gândit că e o variantă bună să taxeze boala, între ghilimele. Așteptăm săptămâna viitoare, sperăm, ok, sunt de la PNL, copiate de la noi foarte bine, nu-i problemă, deci le votăm. Nu mă deranjează, le votăm, n-ar fi prima dată când se întâmplă așa ceva. Bun, și în concluzie, și în câteva cuvinte, domnule senator, ce așteptări are USR de la acest an electoral 2024? Pe scurt. În acest an electoral, Alianța Dreapta Unită va candida la toate rundele de alegeri împreună. La alegerile locale, așteptările sunt să avem un număr mai mare de primari, mai mare de consilieri locali, atât județeni, cât și consilieri în primăriile din județul Argeș și în toată țara. Iar, în general, pentru următoarele runde de alegeri, Alianța Dreapta Unită își propune să se bată de la egal la egal cu PSD, pentru că e normal să existe o contrapondere la PSD, care reprezintă partea stângă a eșichierului politic, își propune să dea președintele și să intre la guvernare. Vă mulțumesc foarte mult, cu siguranță vom mai avea ocazia să discutăm. A fost domnul Narcis Mircescu, senator USR și președintele USR Argeș. Urmează în câteva momente știrile locale, Antena 3 Pitești, iar noi ne revedem de la ora 18 în direct la Argeșul este aici.